Nume. Nicu. Stănescu. Berghia. Prenume. Cristi. Who's your daddy? Andreea Monica. Porecla. Iepuraș. N-am. Ovidiu. Kid. Kiddo. Locul și data nașterii. Constanța 3 ianuarie 1970. Și ce mai contează? Pitești. Luduș, județul Mureș, 5 decembrie 1975. 5977, nu mai sunt sigur. Locul de muncă actual. DJ la Kiss FM. Kiss FM. Salutați-vă între voi. Salutul Andreea. Cristi. Hi man. Salut Rutule. Și Serus Ovidiu. Bună Andreea. Bună Cristi. Prima intervenție la radio. Unde și când? Aprilie 99, un radio din Pitești. La Radio Contact în Târgu Mureș, 14 aprilie 1998. Constanța, 12 sau 13 ani în urmă. Ce este radioul? Pasiunea mea. Un lucru care nu se poate compara cu nimic. În acest moment, cam totul. La ce ora ai emisiune? De la 1 la 4, ziua, nu noaptea. Seara. La 10 la 13, adică după voi. Excelent. Emisiunea TV favorită. Cronica. Nu prea apuc eu să mă uit la televizor. Ca să ne împrietenim și mai mult, Cronica Cărcotașilor. Ce melodie îți place? Stai să mă gândesc. Phil Collins, Everyday. Să spunem că foarte multe din piesele semnate Alanis Morissette. Fredonează melodia. Poți să fredonez o melodie de club? But every day I wish I tried. Ouch. Treiez, cucuiez, ușa mami descuiez. Ce melodie te enervează cel mai mult? Sarah Connor, Just One Last Dance. Britney Spears, My Prerogative. Cea mai tare bâlbă dată la radio. Am zis Radio Contact în loc de 21. Eu nu Am stricit o dată ora. Cel mai stresant șef. Salut, mai jolt, mai. Salut, Pepino, Macavei. La Contact Pitești. Hello, mă mai ții minte? Ce este CNA-ul? Ceva de care noi nu ne temem. A trebuit să-mi spui tu chestia asta, eu... Consiliul Național Audiovizualului nu înseamnă nimic. Cum sună un jingle de la radio? Kiss FM. Filmul preferat? De obicei, filmele științifico-fantastice. Forrest Gump. Abisul. Actorul preferat? Tom Hanks. Mai degrabă actriță, Angelina Jolie. Vin Diesel. Părerea ta despre Cristi și Ovidiu? Man, uneori ești prea agitat și mă obosești. Tu, în schimb, ești uneori prea calm. Și ar trebui să fii... Na, nu, lasă-mă. Părerea ta despre Ovidiu și Andreea? Cred că ar trebui să ai mai multă încredere în tine. Iar tu, măi, Ovidiu, domnul Cristi, cred că ar trebui să bei mai puțină bere. Se depune. Părerea ta despre Andreea și Cristi? Super fată, dar iubește prea mult pisicile. Fiind mentorul meu, nu mai de bine despre el. Și fii atent că cu berea aia, când o bem împreună, nu faci tu față de aici, tu ficos. Caracterizează-i pe următorii. Nicola. Voce bună. Bună voce. Voce bună. Atât. Pavel Stratan. Fiecare trebuie să creadă în ceva, eu cred că mai bea o bere. Fără tine nu era nimic. Inedit. Mădălina Manole. Fata cu părul de foc. Să se retragă. Proșcat. Andrei Gheorghe. Constanțean. A trebuit să aducem pe Mișu să spună el, eu sunt maharajahul radioului. Să se retragă și el. Marcel Pavel. Fără Monica Angel. De asemenea, voce bună, deși nu mă mor după genul muzical cântat de... Nu prea cântă pentru țara asta. Adrian, copilul minune. Pardon, de Vito. Nu mă interesează. No comment. De gașcă. Ozon. Da, ce-i mai șmecher de până acum? De la prea multei mă cam adorm băieții ăștia. Desfințați. Și primul DJ al țării, DJ Băsescu. Președintele in the house, primul DJ al țării. Cu sau fără celebra șuviță? Se le uie aici? Să șipească cu scoci? Cel mai cunoscut DJ din lume. Casey Kasem. Howard Stern. Howard Stern, cred. Ce este playlistul? Acea succesiune a pieselor la un post de radio, atent gândită și îndelung verificată. O șirire de cântece pe care le iubesc pe toate. Dacă n-ai mai fi DJ, ce ai face? Ce m-aș face? Medic veterinar, dar cred că o să mă opresc la medic stomatolog. Ceea ce fac în paralel deja, aș compune muzică. Alege între pop, rock sau hip-hop? Hip-hop, pop. Pop-rock. Madonna sau Michael Jackson? Madonna. Niciunul. Studioul Kiss FM de la mare sau studioul Kiss FM de la munte? De la munte, clar. La mare. De la mare vara, de la munte iarna. Eminem sau Britney Spears? Eminem. Puidu sau Găinușe? Amândoi se poate. Two Live Crew sau Cypress Hill? Two Live Crew. Cypress Hill. MTV, Atomic sau VH1? MTV Bass. MTV. MTV Hits. U2 sau Depeche Mode? Depeche Mode. U2. Trupa sau artistul favorit al momentului? No. Creed. Kylie. Trupa sau artistul favorit al tuturor timpurilor? Kylie. Mi-a plăcut de mic de ea. Aha. Phil Collins. Ce vei face peste 10 ani? Super afacere. Obturații, voi scoate molari, premolari, incisivi, adică voi fi medic stomatolog. Mă scuzați un pic, mă duc până acolo, mă întorc și vă spun ce o să fac. Țara cu cele mai tari radiouri din lume. Statele Unite. Cred că Statele Unite. Ce sporturi practici? Șah. Am făcut karate. Cu mâna dreaptă. Ce animal de companie ai? Papagal. Mi-aș dori un pui de dinozaur. Două pisici și un cățel. Deocamdată. Cel mai bun radio din România. Kiss FM. Cultură generală de DJ. Cum s-a numit primul radio privat din București? Habar n-am. Uniplus? Nova 22? Unifan, cred. În ce an ne-a enervat la culme Coco Jumbo? 93? 97. Sau 95? 6. Inventatorul radioului. Nu știu, un italian, cine? Cristinițu.
Marconi. Sfaturi pentru Andreea. Andreea, fără pumni, lasă mai male cu pisicile. Sfaturi pentru Cristi. Fără să mai multe petreceri. Ești mult prea agitat. O să obosești înainte de vreme. Și sfaturi pentru Ovidiu. E mai mult un îndemn. Cred că ascultătorii Wide vor deja un al doilea single. Grăbește-te. Să muncească mai mult, să aducă trupa Wide cât mai sus în topuri. Salutări ascultătorilor Kiss FM. Hello, să mă ascultați seara. Salutări ascultătorilor Kiss FM. Se auzi ecoul. Vă pup. Salutări pentru Cârcotași. Hello, Cârcotași. Și pentru ei. You're cool, you rule. Țineți-o tot așa. Lasă tot? Poți să văd?